Un hoț de mașini care a încercat să scape de poliție ascunzându-se în interiorul unui urs din Pluș Uriaș a fost în cele din urmă prins când polițiștii au observat că ursul respiră. Conform Digi24, Joshua Dobson, de 18 ani, care era căutat pentru furt și infracțiuni rutiere, a încercat să păcălească poliția din Manchester în timpul percheziției făcute în casa lui în iulie. Cu toate că ascunzătoarea lui era foarte bună, iar polițiștilor nu le-ar fi trecut prin cap niciodată să-l caute în jucăria de Pluș, ofițerii au observat un urs mare care respira. Dobson a fost arestat și pe data de 5 august a fost condamnat la 9 luni de închisoare, pedeapsă pe care o va executa într-un penitenciar pentru tineri. Un portat de cuvânt al poliției a spus că Dobson era căutat după ce a furat o mașină în luna mai și a alimentat de la o benzinărie fără să plătească în aceeași zi. Când am mers să-l arestăm, ofițerii noștri au observat un urs mare care respira și l-am găsit pe Dobson ascuns înăuntru, a mai spus purtătorul de cuvânt, relatează Digi24.ro.